Bună seara, bine ne-am regăsit! Avem de astăzi încă un candidat pentru primăria municipiului Târgu Jiu, sau mai bine zis, Marcel Romanescu are primul contracandidat. Să vedem dacă vor apărea și alții, pentru că vedem partidele politice tot tărăgânează, trag de timp. Mai este ce-i drept ceva până la campania electorală, însă și candidații trebuie să aibă timp să-și prezinte programele, proiectele pentru localitățile în care candidează. De data aceasta vorbim de municipiul Târgu Jiu, pentru că aici avem din partea Alianței Dreapta Unită, formată din USR și PMP, un candidat anunțat astăzi, fostul prefect de Gorj, Corneliu Răducan Morega, și urmează zilele următoare să anunțe alianța și candidatul pentru Consiliul Județean, care va fi din partea Partidului Mișcarea Populară de data aceea. Bună seara, mulțumesc pentru prezență domnului Radu Miruță, președinte al USR Gorj. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Aveți candidat anunțat. De ce nu l-ați anunțat mai din timp? A fost o strategie sau ați încercat să găsiți o variantă ca să mergeți cu un candidat comun cu celelalte partide, să se coalizeze votul, să nu se împartă? Nu s-a reușit. Nu, vă spun foarte deschis acum că post-decizie e, mă rog, facil să vă explic. Înainte de a se stabili că alegerile locale vor fi mai devreme cu 4-5 luni, exista o potențială discuție de a avea candidat comun cu cei de la Partidul Național Liberal. Și povestea asta a fost o perioadă de timp în care se discuta. După ce Partidul Național Liberal a luat decizia de a merge împreună cu Partidul Social Democrat, nu a mai putut exista o opțiune ca în același municipiu, în același județ, pe o listă Partidul Național Liberal să fie cu PSD și pe o altă listă să fie cu USR. Adică noi nu putem să venim în fața electoratului cu o chestie atât de neserioasă în care toată lumea e cu toată lumea, nimeni nu are nicio identificare și nimeni nu se mai știe împotriva cui luptă. Ulterior s-a decis oficial ca USR să facă o alianță cu PMP și, pe unde e cazul, cu Forța Dreptei, în moment în care s-au consumat vreo două săptămâni pe negocierile astea în fiecare județ cu privire la ce partid, unde are candidați, unde pune, în ce localități. Asta a fost situația care a consumat timp în ultima perioadă. S-au terminat aseară târziu negocierile cu cei de la PMP, azi dimineața la prima oră am anunțat cu o conferință de presă candidat. Lucrurile sunt destul de clare din punctul nostru de vedere și eu cred că de data asta votul va fi polarizat. Cine votează cu stânga comasată Marcel Romanescu, PSD, PNL, e o categorie de votant, o altă categorie care votează împotriva ceea ce a fost până acum în Târgu Jiu se uită spre Corneliu Răducan Morega. Nu mai există alți candidați care să polarizeze, pentru restul votul e, mă rog, pe simpatiile fiecărui cetățean, dar nu e un vot care să se bată la cine a câștigat. Spuneți sau sugerați că reprezentantul PNL-ului, bănuiesc că o să aibă și ei un candidat pe care dacă îl le vor lansa PSD, da, dacă nu, în nu. Perioada următoare, cel puțin astăzi așa au transmis că în 2-3 zile va fi anunțat și candidatul pentru primăria municipiului Târgu Jiu, nu va conta în alegerile acestea, că ați spus candidatul dreptei și candidatul stângii. Doamna Stoian, nu merge să-ți bagi joc de electorat. Partidul Național Liberal a ales să rămână sub tutela PSD. Asta e ceea ce se întâmplă la nivel național, împreună negociază lucruri la nivel județean. Cât timp sunt pe același buletin de vot la aceste alegeri? Intră omul în cabina de vot și vede pe o listă comună cu sigla PSD și cu sigla PNL o echipă comună de candidați. Ei nu vor putea să încetățenească în mintea electoratului din Târgu Jiu și din județul Gorj și că la Târgu Jiu ei sunt o alternativă la Partidul Social Democrat. Și eu vă spun că m-am uitat și eu în anii ăștia în care am mai învățat politică, am participat și pe la emisiunile dumneavoastră.
lucrurile la Târgu Jiu se învârt în jurul banilor și atunci când se ajunge la bani, uită de partide, din ce partide fac parte fiecare și își urmăresc interesele astfel încât banul să se ducă în buzunarul, cât mai mult în buzunarul unuia dintre ei. La nivelul județului Gorj, liderii Partidului Social Democrat semnează o factură de peste 10 milioane de euro anual liderului Partidului Național Liberal. Firma domnului Iordachim, care, mă rog, acum spune nu că... Nu mai este a domnului Iordachim. Nu mai este a domnului Iordachim, dar a fost a domnului Iordachim. Domnul Iordachim se plimbă cu mașinile acelei firme. Nu cred că este cineva din județul Gorj care nu consideră că firma Idail sau cum să o numi, să nu-i facem reclamă sau o altă firmă izvorită de acolo, nu este a dumnealui. Această firmă, pe vremea când domnul Iordachim, dacă vreți, era administrator sau conducea această firmă, are un contract anual de 43, un contract de pe 4 ani de 43 de milioane de euro. Acel contract este dat de Consiliul Județean. Se fac facturi lunare, trimestriale, anuale. Deci 43 de milioane pe 4 ani înseamnă vreo 10-11 milioane de euro pe an. Nici PSD, nici PNL, direct sau indirect, nu lasă ca statul român în județul Gorj să facă nici măcar o factură de 10.000 de lei fără ca ei să știe unde se duc banii ăia. Crede cineva că 10 milioane de euro pe o factură semnată de PSD pentru a se vira bani în contul PNL este lăsată la voia întâmplării? În contul unei firme? Bun, private. În contul unei firme care până acum câteva zile, săptămâni, era a liderului PNL Gorj și acum este a cuiva din familia acelui lider. Până acum mai mulți ani. Bine, până acum când a intrat dumnealui... Trebuie să facem precizările. Așa este, dar toată lumea știa, ați văzut și emisiuni naționale în care primarii care aveau contracte cu astfel de firmă spuneau că e firma domnului Iordache. Că scriptic s-a mutat pe numele altcuiva, e o chestiune de ocolire a legii, dar toată influența și tot ce se întâmplă acolo are legătură cu asta. Deci sumarul este vârful conducerii PSD, semnează o factură cu care vine vârful conducerii PNL, iar asta e de 10 milioane de euro pe an. Nu se întâmplă treaba asta, ei fiind certați. Nu se întâmplă treaba asta, ei fiind, ei se împacă și pe cine schimbă tabla la o biserică, acoperișul unei biserici. Deci cele două partide la nivelul județului Gorj se învârt, gravitează în jurul acelorași interese. Și acolo este cauza pentru care Târgu Jiu a rămas încremenit în timp. Pentru că atunci când ar veni cineva din afară, nu știu, un mediu privat, cineva care vrea să inițieze ceva aici, se lovește de o platoșă. Platoșa este filtrul acesta mai greu ca pe vremea Partidului Comunist în care putea sau nu putea să evolueze cineva. Ai binecuvântarea acestor două partide să poți să faci ceva. Ei, binecuvântarea asta nu se dă pe criterii economice, se dă doar pe criterii de cine cui profită. Tot acest ansamblu a făcut ca Târgu Jiu să rămână înapoiat în timp, Târgu Jiu să rămână încremenit în subdezvoltare. Ei simt asta, ei știu asta. Însă tot calculul lor cinic este că pe acest mecanism ei reușesc să coordoneze la vot un număr de persoane, acele persoane care sunt parte din circuit. Restul persoanelor din Târgu Jiu nu s-au simțit băgate în acest cerc. Și unele dintre ele au spus, eu nu mă mai duc la vot și așa degeaba votez, ce să fac, n-am ce să le fac eu astora. Pentru că n-a existat o persoană care să fie din afara acestui circuit. Domnul Romanescu din circuitul ăsta a venit, domnul Cârciumaru din circuitul ăsta a plecat. Cei care au candidat la primăria Târgu Jiu, ca la hora de mână la o nuntă, iese unul, intră altul, dar pe aceeași muzică joacă toți. Și oamenii din Târgu Jiu au spus, eu v-am văzut jocul vostru, nu mai are niciun sens să mă bag eu în povestea asta, că voi oricum sunteți foarte înlănțuiți. Acum a venit o persoană care candidează la primăria Târgu Jiu, în cazul domnului Corneliu Răducan Moreca, care nu este din acest film. Și certitudinea mea este că oamenii așteptau să vină cineva în spatele căruia să se ducă. Este o sete în Târgu Jiu să te reprezinte cineva care nu este din filmul ăsta. Nu a existat până acum, oamenii sunt însetați. Văd că se întâmplă lucrurile prost în Târgu Jiu, văd că există un întreg circuit infracțional între cei care coordonează zona asta politică PSD, PNL, așteaptă să vină o altă persoană dintr-o altă cameră în spatele căreia să se încoloneze. Ei au reușit să se blocheze reciproc pe câte cineva care putea să-i contracandideze încât o astfel de persoană să nu apară. Au încercat și cu noi să facă astfel de mini-propuneri, astfel încât să nu apară cineva care să nu joace hora acestor persoane. Cornel nu a fost parte din acest circuit. Cornel are o profesie, este arhitect. Cornel a construit sute de proiecte concrete, pe care mulți dintre târgujieni le-au văzut construindu-se după ce a proiectat el.
acum vrea să construiască cu bună credință un plan pentru acest oraș. Târgu Jiul, așa cum spune candidatul nostru la primărie, este acum în cea mai proastă formă pe care a avut-o vreodată. Este în cea mai proastă situație. Convingerea mea este că în perioada de acum până la alegeri, oamenii vor încerca să analizeze dacă cu adevărat persoana asta, care sigur nu este din hora lor, este bună sau nu este bună. Că nu înseamnă că dacă nu ești din hora lor, ești garantat că ești și bun. Dar măcar ai o certitudine, ai o etichetă, nu ești ca ăia. Convingerea mea este că cine are interes să cunoască felul omului de a fi dintre cei care nu-l cunosc, vor găsi ceva bun la această persoană. Eu am o părere, dincolo faptul că mi-este prieten, și eu mă ocup de povestea asta politică de vreo 5-6 ani și aveam și eu responsabilitatea răspunsului la întrebarea oamenilor pe unde mai merg. Domnul Miguț, îmi place de dumneavoastră, dar cu cine veniți la primărie, domnule? Dar cine este ce ne spune? Vă ascultăm și ce ne spuneți ne place. Dar cine vine să întruchipeze ce spuneți dumneavoastră? Iar acum, da, avem un răspuns. Acea persoană este cea care a construit până acum pe hârtie, acum construiește un plan pentru acest oraș. În general, supărarea asta a oamenilor nu este de dată recentă. Știm că de multă vreme oamenii tot acumulează nemulțumiri și aceste nemulțumiri au dus în ultimii ani la apariția unor formațiuni extremiste, le numesc unii, eu nu le-aș numi chiar extremiste, că sunt acolo foarte mulți sau că este acolo o, nu știu, o populație pestriță ca și membrii de partid, dar nu sunt chiar la extremă sau nu toate. Ei, nemulțumirile oamenilor s-ar putea să ducă spre aceste partide, pentru că ele nu au fost în zona guvernării și am văzut și susținerea pe care o au unii dintre liderii acestor partidulețe sau partide, că unele au mai crescut între timp. Vedem pe rețelele de socializare, vedem în ieșirile publice, vedem în acele manifestații pe care le organizează. Dumneavoastră, cum explicați, dumneavoastră politicienii, cum explicați apariția și umflarea unor astfel de personaje și de partide și dacă le considerați un pericol? Dar sociologic este normal să se întâmple așa, pentru că creșterea acestor partide la care faceți dumneavoastră referire nu s-a întâmplat pentru că aceste partide ar fi făcut ceva să atragă simpatia oamenilor, ci cele care au fost la guvernare, partidele care au fost la guvernare, au luat niște decizii atât de nocive pentru oameni, de la creșteri de taxe, la tot felul de hoțomănii din astea prin instituțiile conduse de către aceste partide, încât pe bună dreptate oamenii au devenit foarte iritați de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Și atunci când ești iritat, practic PSD și PNL i-au împins spre oameni în zona de iritație. Te irită ceva și te duci la cei care spun că îi reprezintă pe cei iritați. Însă este, dacă vreți, o evoluție așa clasică pe niște segmente de manifest. La un moment, inițial PSD și PNL au enervat oamenii, oamenii s-au dus spre cei care spuneau noi reprezentăm pe cei care sunt iritați de acest guvern. S-au dus oamenii în coșul acestor partide politice, au început să meargă cu aceste vagoane pe calea ferată până când au început să-și dea seama, băi, noi am venit la ăștia că eram supărați pe ceilalți, dar aici nu se prea întâmplă nimic. Și noi facem sondaje la nivel național lunar. De vreo 3 luni de zile, povestea aceasta a partidelor extremiste a început să se desumfle. Pentru că au venit către ei oamenii pe nemulțumirea generată de rezultatele guvernării, după care au văzut că vehiculul ăsta nu duce către nicăieri. Ba unii le cer bani să candideze, ba unii au venit cu câte o propunere de schimbare ceva în comunitatea lor și s-au lovit de o autoritate din asta fantastică în care nu contează părerea nimănui, acolo totul e autoritar, restul sunt proști, dacă cineva le dă voie să vorbească la televizor, dacă nu, nu. Plus că sunt în societate niște așteptări despre sistemul de justiție, despre sistemul de educație, despre sistemul medical,
Aceste două partide politice extremiste nu au niciun propunere, nici legislativă în Parlament, nici de politică publică serioasă, consistentă. Și am avut și eu, să știți, doi colegi care au plecat din echipele noastre către aceste două partide acum trei sferturi de an, iar săptămâna trecută ambii au avut să se întoarcă, pentru că s-au dus acolo și au zis: băi, Radu, nu e ce am crezut noi și vrem să venim înapoi la USR. Sigur că în unii de cazuri s-a potrivit să vină, în celălalt caz am schimbat echipa, am făcut altă filială și nu mai are unde să se alăture ca să fie locomotiva acolo. Nu ține de foame chestia asta bombastică, așa, cu artificii. Eu sunt coleg cu Simion la o bancă în Parlament. Simion atrage audiență pentru că este, dacă vreți, echivalentul pierd de vară de la marginea din sat în jurul Cârciumii, în care cineva stă pe o bordură acolo, bea o sticlă de bere să se răcorească și urlă că a luat foc o casă. Și da, toată lumea aude: băi, am aflat că a luat foc casa de la ăla. Dar ăla nu se ridică să ducă o găleată de apă să stingă focul respectiv, nu reacționează niciun fel, doar țipă, atrage audiență că țipă, dar nu vine cu soluția. Și oamenii au început să se gândească, ok, unora le place, zică contra de obicei, cu sau fără argumente, însă există un tronson mare de populație care s-a detașat de nava către care se dusese inițial, pe lipsă de orice. Dumneavoastră mi-ați dat exemplul colegilor dumneavoastră care da, au mers persoane. Și au văzut că... Au plecat din USR, unul a pierdut funcția de consilier local. Nu coincid cu ce era acolo. Probabil. Dar oamenii care doar se uită și doar văd că cineva țipă, că cineva strigă, că cineva înjură sau blamează, nu își dau seama sau cel puțin nu atât de rapid. Totuși există acest pericol al acestor partide pentru alianța dumneavoastră, de exemplu? Eu cred că nu există pericolul ca ei să fie considerați cei cu prima șansă la a se bate cu cei care conduc acum. Da, vor lua o serie de voturi de la simpatizanții dumnealor, atât cât reușesc să țin alături de dumnealor, dar nu sunt percepuți de către lumea care nu simpatizează pe nimeni și nu e implicată în politică ca variantă serioasă la a construi ceva. Uitați-vă, dacă vreți, la cei care mai reprezintă acest partid în Târgu Jiu și în județul Gorj. V-ați lăsa sacoșa și portofelul cu banii de dus la piață în mâna acestor oameni să vă aducă cumpărăturile, că eu nu mi le-aș lăsa. Adică e testul, dacă vreți, în America pentru președinte, se zice că are șanse să ajungă președinte ăla care e perceput dacă ar bea lumea o bere cu el. Ai bea o bere cu, nu știu, cu Biden? Unii da, unii nu. Ai bea o bere cu Trump? Unii da, unii nu. Ai bea o bere cu Obama? Parcă ți-ar plăcea un pic să stai la o masă, să-l auzi povestindu-ți. Nu trec testul ăsta de ai avea încredere să-ți ducă orașul într-o anumită zonă. Vom vedea ce se întâmplă. Estimările mele sunt și că la nivelul unei comunități mai mici, așa este cum este în județul Gorj, oamenii se uită și spre persoana care conduce asta. Adică cine reprezintă povestea asta care ne place nouă, nu știu, pe Facebook sau pe unde ne place. Cine sunt oamenii de pe listă unde mă duc eu să pun ștampila? Mă reprezintă pe mine în comunitate oamenii ăștia? La mine la Nova se zice, mamă, e om ca lumea ăla? E de familie de oameni ca lumea? E om serios? Bunica mea, Dumnezeu să o ierte, nu-ți pierde, mamă, timpul, că-i pierde vară. Nu e om serios. E, nu știu, cuvinte pe care le avea bunica mea pline de înțelepciune, Dumnezeu să o odihnească. Nu reprezintă răspunsuri cu atractibilitate la întrebările astea pe care oamenii natural și le pun. Că te duci la vot. Eu mă gândesc cum mă duceam la vot înainte să fiu implicat politic. Mă duceam și eu că îmi plăcea că am un drept. O prea știam pe cei care candidează și în cabina de vot răsfoiam și eu așa un pic, să zic că m-am uitat peste tot și încercam să găsesc ceva de care să mă agăț. Nu știu, un nume pe care îl cunoșteam, poate ce mai îmi spuneau părinții mei de acasă despre cineva pe care îl știau mai bine decât îl știam eu. De fapt, acolo este substanța care îți dă ție posibilitatea să câștigi. Pentru că toate partidele politice au o serie de oameni care sunt fideli, sunt membri de partid, sunt oameni apropiați membrilor de partid care, indiferent ce le-ar spune celor ceilalți, se duc și votează disciplina, bă, votez cu ăla, e prietenul meu, eu plătesc cotizația la partidul ăla, eu sunt în conducerea partidului, votez. Pe criteriul ăsta adun o categorie de voturi.
Mai există o altă categorie de voturi care este adunată în coșul partidelor politice pe organizare impecabilă. Ai organizație pe cartiere, ai un responsabil pe secție de vot. O organizare în ziua votului îți mai aduce ceva. Deci ai două tipuri de categorii care ție ți injectează niște voturi. Niciodată în istorie, doar din aceste două tipuri de categorii, nu s-a câștigat vreodată. Ceea ce face diferența la câștig este mulțimea de oameni pe care nimeni dintre candidați nu-i cunoaște. Oamenii care nu sunt conectați deloc politic, oamenii care au o simpatie, nu știu, îi place de dumneavoastră cum arătați, îi place de mine cum, nu știu, cum merg pe bicicletă, cum vorbesc, oameni care nu sunt conectați direct cu tine, n-au făcut școala cu tine, nu-i cunosc pe părinții tăi, nu-i cunosc pe colegul tău, au auzit și ei prin diverse metode, Facebook, televiziune, cunoscuți despre o persoană pentru care au pus o etichetă plăcută. Aceia sunt oamenii care, pe care dacă un partid sau un candidat nu îi are, nu reușește să câștige. Și acolo este analiza mea care mă face serios să cred că domnul Romanescu are mari probleme. Și domnul câte Romanescu... mare ar fi acest segment pe care, să înțeleg, dumneavoastră vă bazați? Eu cred că este între 35 și 40% din electorat. Asta cred eu. Adică ce nu este strict membership de partid, ce nu este strict organizare impecabilă, mai rămân vreo 40% dintre oameni într-o comunitate mică care n-au treabă cu nimeni din cine este angrenat în povestea politică și care se duc pur și simplu dacă li se pare că tu ești simpatic și au găsit ei la un moment dat de-a lungul celor 4 ani de când te urmăresc o etichetă care rezonează cu ce le place lor. Domnul Romanescu s-a dus la PSD, i-a păcălit pe oameni că spunea votați-mă ca să scap de PSD și asta nu cred că va putea fi vreodată iertat atât de mult încât să facă diferența. Mi-ai cerut încrederea pe un singur argument. Asta era, dacă vreți, status quo-ul dumnealui. Eu sunt cel care scap orașul de blestemul, ciuma roșie, nu știu cum mai spunea dumnealui. Nu poți ca fix pe același lucru tu să te duci să înșeli așteptările tuturor celorlalți. În politică, dacă faci odată o greșeală de genul ăsta, eu cred că nu va mai avea ocazia să o faci a doua oară. Că spui o declarație astăzi pe care o mai conjugi mâine și încerci să o mai atenuezi, dar aici e o chestie, ăsta e alb, votați-mă împotriva PSD când eu mă duc cu ce v-am cerut vouă pe motivul ăsta și vă răstorn voturile fix în curtea dușmanului vostru PSD. Domnul Romanescu pe bucata asta nu are, pe bucata cu organizare politică bănuiesc că Partidul Social Democrat are o astfel de echipă la nivelul municipiului Târgu Jiu și nu mai are simpatia aia oamenilor, e băia ca lumea, asta nu mai are. Deci două caracteristici din trei esențiale pentru a câștiga nu mai există. Cornel are o caracteristică de simpatie, pe toată lumea care întreb, da, măi, băiat bun. Asta e răspunsul despre Cornel, e băiat bun. Și cine vine la el la cabinet să-i proiecteze nu știu ce, toată lumea pleacă cu ideea, ne-a făcut, e băiat bun. Are acum o alianță de partide politice în spate, eu mă voi bate ca pentru candidatura mea, pentru această candidatură a colegului meu, voi mânca fiecare centimetru pătrat de asfalt din Târgu Jiu și nu are în spatele lui nimic despre care să spui, ne știe, a făcut odată nu știu ce, hai să-l agăț, hai să vorbesc despre asta, lucrează în mediul privat. Are tot ce-i trebuie. Nu se duce la primăria Târgu să se căpătuiască, că are, e căpătuit Cornel. Cine îl cunoaște pe Cornel Răducan Morera știe că nu are nevoie de nimic din ce îi se poate da la primăria Târgu Jiu sau prin intermediul primăriei Târgu Jiu. Cine îl cunoaște pe Cornel știe că este cel mai mare dușman al combinațiilor de astea, știi? Vorbești mai în șoaptă la urechi, hai să facem. Nu este genul ăsta de om, îl cunosc foarte mulți oameni încât ce pot eu să spun acum e că rezonează cei care mă aud cu așa ceva. Și atunci, de ce n-ai votat asta? Pentru că nu ești tu serist și ești PSD-ist? M-au sunat atât niște PSD și au spus, Radu, foarte bună varianta voastră, o să-l votez și eu. Doi membri PSD care mai participă în viața publică m-au sunat și mi-au spus că o să-l voteze pe Cornel. Cine îl sună pe el, probabil că îl sună așa de complezență. Cine mă sună pe mine, nu mă sună pe mine să-l laude pe el ca să-i spună lui că l-a laudat ăla. Adică sunt oameni care pur și simplu asta cred. Și eu cred că asta va fi în creștere în perioada următoare. Din calculele dumneavoastră, vreo 35-40% spuneați că sunt cei care n-au legătură cu care cu se poate jongla. Da. Da? Adică pe care îi poate agăța un candidat sau nu o formă. Nu-i garantat că e agată, dar asta e piața. Da. 35-40%. Da. Cei de la PSD spun că mai au și ei vreo 35-40%. Se fac vreo 75-80%. Păi și PNL-ul plus celelalte partide
au doar 20%? Stați un pic, eu nu spun că cei 35-40% din categoria pe care vă explicam mai devreme votează toți cu USR, că atunci nu s-ar pune problema de câștigat. Eu vă spun că aceasta este mulțimea de oameni din Târgu Jiu care nu au legătură cu niciun partid politic. Nu au rude pe acolo, nu au părinți, nu sunt ei membri implicați, nu sunt prietenii apropiați lor. Oameni care nu vor să audă de partidele politice. Nu înseamnă că noi vom reuși să-i convingem pe toți acei oameni. Eu vă spuneam că aceasta este categoria care nu se duce la vot coordonat politic, nu primește mesaje, hai să mergi la vot până la ora 12, nu este în legătură cu un om care e delegat în secțiile de vot. Adică, probabil că o parte dintre oamenii aceștia îi vor simpatiza întâmplător, fără să aibă legătură cu aceste partide și pe alte partide politice. Adică, eu sunt destul de realist. Plus că fiind vot dintr-un singur tur, e suficient să ai un procent în plus față de ceilalți, că o să câștigi. Da, Adică, câștigă candidatul cu cele mai bun, multe Marcel voturi. Romanescu este cotat undeva pe la vreo 30% și pe sondajele lor și pe ale noastre. Mai PNL-ul, multe decât oricare mai mult candidat. decât oricare candidat, așa este, dar pe un trend descendent. Marcel Romanescu are o rată de respingere mare. Ceea ce m-am uitat și eu în celelalte județe pe care mă rog, mai interacționez cu ele așa coordonând la nivel național, la sondaje din acele județe, rar e situație cu rată de respingere. Sunt oameni care dau notă mică primarului, dar n-au o rată atât de mare de ură. Există o categorie mare de oameni în Târgu Jiu care nu vor să mai audă de Marcel Romanescu. Deloc, nu vor să stea de vorbă. Îi se pare că a fost o păcăleală, nu vor să mai audă. Asta e periculos pentru un candidat. Dar, mă rog, asta e problema domnului Romanescu, m-ați întrebat și eu v-am spus care este analiza noastră când ne-am băgat în așa ceva. Eu sunt absolut convins că este o șansă unică pentru Târgu Jiu, ca măcar o dată să spunem și noi, doamne, nu le-a ieșit astora treaba. S-au combinat, acum în PNL sunt niște discuții ca PSD să nu pună candidat pe cui nu-i convine celui de la domnului Filip de la Rovinar, ca domnul Filip de la Rovinar să nu candideze pe Marcel Romanescu. Aici sunt tot felul de schimburi din astea între două partide care ar trebui să fie oponente unul celuilalt. Cornel nu-i din schema asta. Nu-i din schema asta, oricât de tare ar încerca, ei știu asta. A, de ce știu? Dumneavoastră vi s-a propus varianta Filip ca și candidat pentru Târgu Jiu? Nu, vă recunosc că la momentul în care aveam eu discuțiile cu cei de la Partidul Național Liberal, ei nu știau să-mi spună oricât de sincer ar fi vrut să fie că n-au decis candidatul. Adică aveau două, trei variante pe care mi le spuneau mie de candidați. Nu Cele este. trei care au și apărut în spațiul public, bănuiesc. Enumerate Actualul printre ele, prefect, da. De actualul primarul prefect din nici nu mi s-a Rovina spus atunci, vă recunosc, dar și acum. domnul Banța. De domnul Banța nu mi s-a spus, scuzați-mă. Eu am întrebat, ok, haideți să facem un sondaj între Cornel și candidatul dumneavoastră, pentru că eu cred că a mai sta 4 ani cu actualul primar este o neșansă pentru târgujeni și este o pierdere de încă 4 ani. Și atunci responsabilitatea mea este, ok, vreau să fie persoana de la USR, dar mai puțin decât asta, vreau să fie cineva care să fie mai bun decât ce este acum, dacă nu mi se poate întâmpla idealul. Mi-am dat seama că cei de la Partidul Național Liberal nu sunt în filmul ăsta și este o pierdere de timp să continui astfel de discuții, pentru că, mă rog, la un Păi moment dat. și intenția lor care vi s-a părut că ar Păi, în fi? primul rând, nu mi-au spus care este persoana pe care o să o putem analiza prin comparație. Asta dintr-un orgoliu de a impune ei candidatul? Eu le-am spus că nu se poate ca ei să aibă candidat și la primăria Târgu Jiu și la Consiliul Județean și la alte două, trei orașe din județul Gorj, că e o propunere nerezonabilă. Adică dacă vrei să faci o astfel de discuție, trebuie să cedezi undeva. Dacă tu vrei să ceri susținere peste tot, este nerezonabil și înseamnă că de fapt nu vrei să rezolvi problema asta. Asta a fost, vă repet, înainte de a se fi anunțat că PNL merge pe listă comună cu PSD. După ce s-a anunțat că PNL merge pe listă comună cu PSD, au încetat o discuție că nu mai era o opțiune pentru noi. Bine, listele comune sunt pentru În europarlamentare, ei au aceea spus că zi, vor asta e merge la gluma. locale Ok. separat. Am fost și eu la multe comedii, dar nu râd la toate. Asta e o comedie la care efectiv nu poți să râzi, iei oamenii de proști dacă încerci să le explici asta. În aceea zi, în aceeași cabină de vot, în aceeași secție de vot, odată tu dând buletinul, primești o listă pe care PSD candidează în comun cu PNL.
Nu poți să-mi spui tu mie că pe altă listă ești dușman. Păi e și anacronic, e și ipocrit să încerc să explici asta. De cum? Eu cu dumneavoastră acum facem aceeași emisiune și spunem telespectatorilor că în același timp mai facem o altă emisiune la un alt canal. Că, băi, v-am văzut acum acolo, nu puteți fi în același timp în două locuri diferite spunând altceva. Nu se poate asta. Și eu m-am uitat și uitați-vă așa, retrospectiv, la ce s-a întâmplat în acest oraș în ultimii ani de zile. Vi s-a părut dumneavoastră că PNL a făcut opoziție la PSD vreodată? Serioasă. Un proiect din ăsta marcant, în care se împărțeau apele în două, s-a pus cineva de-a doua. În spital e vraiște. E vraiște aproape pe orice criteriu. Sunt unii dintre medici care merită statui, care mai țin spitalul ăsta în picioare, în ciuda tuturor. Spitalul este în ograda Consiliului Județean. Este în ograda Consiliului Județean, însă consilierii județeni ai PSD nu au majoritate la deciziile legate de sănătate, pentru că unii dintre ei dumnealor sunt incompatibili. Există un medic care lucrează la spital și care nu poate vota, există un lider de sindicat care lucrează, mă rog, e implicat în activitățile medicale și consilierii județeni. Ce vreau să vă spun eu este că pe nicio decizie legată de spital PSD nu are majoritate. Iar nu i-am văzut pe cei de la PNL, cu excepția domnului doctor Soare, care să măcar să vorbească, nu mai vorbesc, să te opui. Bă, mă opun de-a doua. În sala Consiliului Județean vă spun ferm că e o mizerie ce vreți să faceți și cu votul meu nu se va face asta. Conferință de presă, sunt convins că presa ar fi foarte interesată de asemenea subiecte, îi spun în spațiu public, vin cu propunere. Nu a existat așa ceva. Un amărât de heliport despre care dumneavoastră m-ați auzit probabil plictisindu-vă despre el. N-au reușit doamna Stoian să-l facă. Că-i PSD, că-i PNL, n-au reușit să-l facă. Am vorbit cu unul dintre medici care este implicat în politică, spunea Radu, mi-e rușine mie să ne mai întâlnim pe subiectul ăsta. N-au păi reușit să-l facă. Spun cei de la PSD că va fi un heliport subteran. Nu subteran, deasupra spitalului care va intra în reabilitare, care se va extinde, pe care au încercat să ni-l livreze okay, ca fiind un spital asta, nou. Îi crede cineva? Tot ce se va putea întâmpla este să avem o versiune 2.0 a unei machete de spital care va avea deasupra un heliport din carton. Eu nu eram implicat în politică în 2012, când în fața magazinului Romartea din capătul pietonal erau la dimensiuni de 4-5 metri cubi, niște machete care arătau cum urmează să fie spitalul de la Târgu Jiu. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Eu eram în politică când domnul Weber ne spunea despre cum vom merge în mandatul dumnealui viitor pe un drum expres de la Craiova la Târgu Jiu. Nu s-a întâmplat nimic, oricât ar povesti dumnealui cu diverse detalii despre drumul ăsta. Singurul lucru care s-a întâmplat despre acest drum este ce a pus ministrul Cătălin Drun în cele 8 luni, în baza căruia așa cum mai vorbesc, adică am pus bani în buget pentru un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic de execuție, care sunt întârziat un an și jumătate și atât de multă incompetență au fost încât le-au și rupt, le-au despărțit. Noi am pus, doamne, ca să se facă repede, trebuie să le pui la pachet. Ei n-au reușit să le facă la pachet, au despărțit proiectul și cel mai grav este că din categoria drumurilor expres l-au trecut retrogradându-l la Transregio. Deci tot ceea ce au vorbit acești oameni despre Târgu Jiu a fost un eșec și nimic nu s-a întâmplat. Și vedeți dumneavoastră că oamenii se uită și oamenii sunt cu multă bunăvoință față de politicieni, le acordă multă încredere. Dar atât de multă cantitate de minciună este în spațiu public încât oamenii n-au de ce să se mai lege ca să poată să aibă încredere în acești oameni de la PSD da, și PNL. Da, dumneavoastră spuneți că ați spus continuu că în acest drum expres nu se acum, va face. Ce spune domnul Weber este doar o înșiruire de birocrație. Domnul Weber a postat astăzi, cred, în jurul prânzului. Ridicol. Imediat după prânz. Dar vă mai spune ce va mai posta. Va posta că va fi hotărâre de guvern care va aproba indicatorii tehnico-economici, că ăștia sunt pașii tehnici. Dar toate lucrurile astea... Că a fost avizat obiectivul de drum expres Filiaș-Târgu Jiu în cadrul unei ședințe a Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice și Interes Național. Noi când eram la guvernare astfel de detalii ridicole din care nu le anunțam, pentru că de fapt nu au nicio însemnătate. Discuția mea în public cu domnul Weber este despre faptul că nu poate primi finanțare europeană atât timp cât acest proiect este... Poate îl fac din buget național. Este exclus. Da? Nu există bani nici pentru proiectele avansate de infrastructură cu interes mult mai mare. Păi este considerat unul nu, matur. Nu este. Nu este. Așa să vă spun de spus. Ce. Matur este doar minciuna pe acest subiect. Drumul expres de la Oradea
nu a intrat în tranșa în care drumul expres de la Craiova la Târgu Jiu a fost introdus. Deci pe vremea în care noi cu Cătălin Drul l-am introdus în planul investițional, drumul expres de, nu, că nu era plan investițional, în guvern, hotărârea de guvern pentru studiu de fezabilitate și proiectul tehnic de execuție, drumul de la Oradea nici nu era discutat. A venit cu o viteză mult mai mare, l-au făcut, l-au băgat în categoria Transregio, pe cel de la Târgu Jiu la Craiova, din Transregio l-au scos și l-au băgat, Din expres, scuzați-mă, pe nebunul nostru. cel de la Oradea era Transregio, adică inferior, l-au promovat la expres, cel de la Târgu Jiu era expres și l-au retrogradat la Transregio. Și nu se va întâmpla nimic cu finanțare pentru acest drum, pentru că nu există posibilitatea tehnică. Dumneavoastră credeți că eu aș persista în ceva care mă dezavantajează în comunicare publică? Sau credeți că nu m-ar interesa ca acest drum să se facă? Tot ce spun eu este ca prin presiune publică, domnul Weber, care într-un final a înțeles mecanismul că nu este finanțabil până când nu se modifică acolo, poate de rușinea întrebărilor dumneavoastră să vină la un moment dat să spună am mers în guvern și am convins să-l promoveze la regim de drum expres. Altfel este doar o minciună. Vă spun eu ce va mai urma să spună. Va urma să spună că de la Filiaș la Craiova se va lucra pe acest drum, dar nu pentru că e parte din acest proiect, ci pentru că de la Craiova la Filiaș este Este autostradă. suprapunere de segment cu autostrada care merge la Lugo și care este finanțabilă. Și ce va mai putea spune este că de la Filiaș la Târgu Jiu vor scoate la licitație după ce vor trece toate etapele astea birocratice care sunt obligatorii de a fi făcute prin guvern, cu clauză suspensivă, ca să poată să spună, uite domnule Miruță, l-am spus la licitație. Licitație cu clauză suspensivă înseamnă că va fi executat în momentul în care va exista Vor finanțare. fi și bani. Adică pe noi nu ne interesează asta, pe noi ne interesează să vedem că pe lângă Cărbunești, începându-se aici la Drăgoen, unde este sediul temporar al poliției, se lucrează și vedem marcat în stânga și în dreapta cu var sau cu țăruși că pe acolo va veni un Păi greder da, și dar va și face clauza asta descoperități. suspensivă, nu știu dacă poate fi dată pe perioadă Dar pe nedeterminată, ei așa ca și interesează să scape contractele de de muncă, minciuna asta până la pentru că alegeri. expiră acele studii. Că, știm, studiile sunt, Mai au și mult ele o decât atât. perioadă Eu m-am dus pe limitată. la minister și am întrebat, zic, băi, dar totuși, ca și Comisia asta europeană, o să aibă un dosar cu tot ce trebuie, adică câte șuruburi, câți metri cubi de beton, cât asfalt, la detaliu. Deci, scoaterea la licitație presupune ultima șaibă dintr-un drum. E un detaliu fantastic ca să se calculeze suma. Ce am pus noi în acest proiect este, se va finaliza într-un dosar probabil cât un metru cub în care va fi trecut absolut tot. Pentru drum expres, doar că ei au scos finanțarea. Noi atunci am avea un metru cub de documente care nu are finanțare. Și domnul Weber spunea, dar credeți voi că Comisia Europeană acceptă să finanțeze, că Comisia Europeană a finanțat proiectul tehnic, realizarea acelui metru cub de documente, fără să dea banii. Și de la minister mi-au arătat o magazie plină de proiecte care au fost făcute pentru un regim de drum și finanțate pentru alt regim de drum, adică bani aruncați pentru că expiră acele lucruri. Deci vom avea cum face Cornel Răducan Morega, că vorbeam despre el, un DTAC, acel dosar de detaliu despre cum va arăta casa, cum e acoperișul, cum se montează toaleta, unde e baia, care e suprafața holului, ce culoare. Vom avea un dosar teoretic cu așa ceva, dar Dar dacă nu cel vom care avea vrea bani să-și să cumpărăm facă o cărămida, să casă, aducem nu are meserie. Nu vom bani, vedea nu-i betonierea face. în curte. Și E, trist este că se persistă în minciuna este asta. logic, doar că noi auzim din partea celor de la PSD, adică din partea domnului Weber, o susținere a acestui proiect și aceleași argumente că nu este adevărat, se va face. Eu sunt curioasă după campania electorală cum o să meargă Vă dau eu discursul una, un ăsta singur argument la care public. să se gândească cei care ne ascultă. Domnul Weber a spus exact aceeași poezie și acum 4 ani, și acum 8 ani, și acum 12 ani. Ce s-a schimbat între timp la dumnealui încât acum să poată să Studiul fie de credibil? fezabilitate. Nu. Aceeași persoană S-a făcut este? studiul de fezabilitate. Da. S-a făcut pe perioada celor 8 de zile cât a fost USR acolo, foarte bine că s-a făcut, însă nimic din ceea ce spun acești oameni nu este credibil pentru că pe ei nu-i recomandă nimic din interacțiunea cu cetățenii județului Goș care au spus și au făcut încât să-i creeze a doua oară. Că vă spun, oamenii sunt foarte receptivi la ceva nou. Vine un om nou în politică, îl ascultă și ar dori să spună adevărul, îi dau credibilitate, îi dau crezare, până când omul odată i-a mințit de 2 ori, i-a mințit de 3 ori, i-a mințit. Păi PSD să mă scuze Dumnezeu, despre județul Gorj au spus că vor face de fiecare dată în 2 ani ce n-au făcut niciodată de 16 ani.
Atunci cum poți să-i crezi? Ei spun în 2 ani până la anul viitor vom face nu știu ce. N-au făcut niciodată lucrurile astea. Uitați-vă dacă vreți la ce s-a întâmplat în minerit, energie, când erau la guvernare, când nu erau, când erau în opoziție. Au ajuns ca cu mâna lor să voteze închiderea termocentralelor și a carierelor miniere. Păi cum se duce domnul Weber? Cum se duc domnul Iordache? Ne spun că nu se va închide, domnule, că nu se poate. Argumentul acum, de fapt ultimul argument folosit, este că nu rezistă sistemul energetic fără energia pe cărbun. Eu am învățat în acești 3 ani de parlament un singur lucru. Vorbele spuse de gura politicienilor nu valorează decât 2-3 minute de o emisie mediatică, nu valorează o lege. Ceea ce se întâmplă în această țară se întâmplă în urma unor legi care sunt emise fie prin ordonanță de către guvern și apoi încuvințate de parlament, fie de parlament. În parlament, acești 6 parlamentari din județul Gorj, împreună cu ceilalți colegi ai dumnealor din aceleași partide politice, au votat cu mine în acea sală, văzând cu ochii mei cum se votează și ce se votează, un calendar de închidere a complexului energetic Oltenia. Acel calendar de închidere, acele etape votate în acel calendar de închidere au fost văzute cu ochii noștri. La 1 iunie 2023, adică acum o jumătate de an, am văzut dimineața la ora 7 că n-a mai ieșit niciun gram de fum pe coș la un grup de 330 de MW de la Rovinari, care până cu o zi înainte mersese, și la un grup de 330 de MW putere de la Turceni. Aceste două grupuri au mers vreo 40 de ani, s-au băgat bani în ele să fie modernizate, n-a crezut nimeni că vor fi închise, pentru că politicienii spuneau că nu se vor închide. S-au închis într-o dimineață. În aceeași dimineață, când va veni rândul în 2025 și în 2026, se va închide tot ce scrie în documentul care nu va fi schimbat până atunci. Dacă vor să aibă credibilitate și să se mai poată duce pe la porțile oamenilor, ar trebui să schimbe o lege pe care ei au dat-o a se închide. Cum se duce domnul Iordache prin zona dumnealui pe la Turceni, pe acolo, sau domnul Weber prin zonele miniere de la Motru până la Urdari, la oameni la poartă să le dea cât un pliant, când ei știu că la 2 din 4 oameni de acolo le-au refuzat deciziile de pensionare, iar la al treilea dintre cei 4 îl vor lăsa fără serviciu pe decizia dumnealor. Cum poți să te duci? Dacă vin pe zona cealaltă, zona de nord a județului, cu mina de grafit de la Baia de Fier, e o afacere pesedistă cap-coadă. Pe zona de Novaci, Rânca, au, mai bine n-ar fi existat liderii politici de acolo, că mai mult rău au făcut zonei decât dacă există. Pe ce criteriu te poți duce la oamenii ăla la poartă să le spui ce? Te duci cu garoafă mână în piață la Nova să le spui oamenilor că ce? Am văzut niște poze cu lideri marcanți ai PSD din piață de la Novaci de ieri, poze primise de vecini de-ai mei din Novaci. Jenante! Primar, președinte de Consiliul Județean, erau singuri. Erau singuri. Nu s-a apropiat nimeni de ei ca să facă poză. Sunt niște semne de întrebare, pentru că oamenilor le-a ajuns. Dom'le, m-am săturat de voi, nu vreau să mai aud, că mie tot rău merge. Și omului când îi merge rău, începe să se uite, dar de unde vine, dom'le, rău ăsta mie? Că eu mă duc de dimineața până seara la serviciu să-mi câștig un salariu. Eu același lucru fac de 10 ani. Văd că muncind același număr de ore, eu reușesc să fac mai puține lucruri în viața mea. Cu aceste două partide la guvernare am ajuns efectiv să sărăcim muncind. Muncești și sărăcești. De ce spuneți că acel proiect de la Baia de Fier a fost blocat tot de PSD? Despre acel proiect știu și cerneala de pe el când s-a uscat. Pentru a putea să deschide mina de grafit de la Baia de Fier, pentru care eu sunt foarte determinat, am fost și sunt și mai determinat, trebuia ca guvernul să ia o inițiativă. Pe care nu a luat-o. Pe vremea ministrului Năsui s-a luat acea inițiativă, s-a semnat un ordin de ministru, a fost publicat în Monitorul Oficial. S-a scos la licitație ceea ce trebuia să fie scos, s-a contestat de către participanții la licitație, pe piața liberă s-a desemnat un câștigător care a început să lucreze. La ora, să facă un proiect. Să facă un proiect prospecție. Care era obligatoriu. Da? Deci tu nu poți să ca stat român să vrei sau să vinzi grafitul de la Baia de Fier fără să ai un document, o expertiză care să spună care e valoarea lui reală. De ce 7 și nu 15 lei? Ce cantitate? Cât de mult e, cât de ușor să scoate, cât de pur e, ce trebuie investit acolo? Să-ți faci o situație pentru a ști să-i stabilești un preț. E și normal și obligatoriu din punct de vedere legal. Treaba asta este de 10 ani în discuție, nu s-a făcut până în 2021.
Ministrul Claudiu Năsui a plecat de la guvern în ziua aceea fatidică când PSD-ul a ales să se înfrătească cu PNL-ul din nou la ora 14. În toată agitația acelei zile s-a stabilit un ministru care să preia interimatul, a fost domnul Virgil Popescu, care după conferințe de presă că s-au unit și au făcut, s-a dus seara la ora 17.30 la minister cu abis să semneze documente. Primul document semnat de către un ministru aterizat interimar atunci a fost anularea exploatării de la Baia de Fier. Am aflat și eu mai târziu. A exploatării sau a proiectului care proiect derulase exploatarea. Și am început să-l întrebăm, băi, dar nu se poate să vin minister în ziua aia și să cauți documentul ăla pe care să-l cer să-l anulez, că e prea cu sucoața albă. Poate era deja făcut un proiect în sensul ăsta și doar a mers și l-a semnat? Doamna Stoian, nu știu, dar vă spun că documentul cu numărul 1 semnat de acest ministru în cele 10 minute când a ajuns acolo a fost despre anularea exploatării de grafit de la Baia de Fier. Ulterior, bănuiala asta s-a confirmat în rechizitoriu pe care procurorii l-au făcut pentru arestarea președintelui Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, acel om care astăzi este urmărit internațional pentru a se spăși pedeapsa de condamnare cu la închisoare. Firma celui mai apropiat om al acestui președinte de Consiliul Județean, sau cel mai apropiat om al acestui președinte de Consiliu cu care dumnealui avea afaceri, a făcut o firmă la Londra în care era asociat cu compilul consulului României din Australia. Acea firmă are un nume și este publicată și are obiect de activitate exploatarea grafitului. Nu e ca și cum spui că ai obiect de activitate producerea pâinii, că producerea pâinii se întâmplă în fiecare comun. Exploatarea grafitului în România e doar la Baia de Fier, adică nu are cum să fie în altă parte. Un alt parametru care leagă acest ingredient este că la împărțirea funcțiilor în guvernul PSD, președintele PSD Neamț a cerut să pună președinte la asociația ANRM-ul ăsta, a resurselor, Administrația Națională a Resurselor Minerale, adică tot pe zona aia. Rețeta e simplă în România. O fabrică care poate fi de interes, se face o expertiză să spună că nu valorează nimic, pentru ca după aceea cineva să o ia la un preț de câteva sute de lei. Și acești oameni, bănuiala mea este că au avut un interes fantastic să nu apară un document făcut de o firmă de renume internațional care să spună cât costă grafitul de la Baia de Fier, pentru că ei trebuia, dacă mai vreau să exploateze grafit, să scoată o sumă mai mare de bani din buzunar. Dincolo toate lucrurile astea, eu sunt convins că sunt mulți oameni cărora le sticlesc ochii la grafitul de acolo. M-am uitat și eu zilele trecute, piața de grafit din lume a crescut în ultimii 6 ani de 10 ori. Adică e o chestie fantastică și oricât de tare ai vrea tu să plafonezi lucrurile astea, toată industria de miliarde de euro se limitează acolo. Autonomia vehiculelor electrice, discuția e cât ține mașina electrică, de la 20 de kilometri până la 600 de kilometri. Ar vrea tu să țină 1000, că ar fi mai interesantă. Cât de repede se încarcă? Stai 6 ore cu ea la încărcat sau stai 20 de minute cu ea la încărcat? Cât de rapid e calculatorul dumneavoastră? Că se uită oamenii care merg până la magazine câți gigahertz are microprocesorul. Toate lucrurile astea sunt limitate de inexistența grafenului. S-a luat premiul Nobel pentru acest mineral, care este noul aur al secolului în care noi ne aflăm. Sigur acel grafit la un moment dat va fi luat peste puterea PSD Neamț, peste toate lucrurile astea. Provocarea noastră în România și în județul Gorj este ca el să fie la adevărata valoare plătit și să fie condiționat. Eu nu pot să influențez piața cu privire la preț, dar eu în țara mea pot să spun că îți dau licență de exploatare dacă faci fabrică acolo. Îți dau licență de exploatare dacă investești nu știu ce, nu știu unde, dacă creezi nu știu câte locuri de muncă. E dreptul meu asta. Nu se poate. E țara mea, e decizia mea, fac ce cred în curtea mea. Nu se întâmplă nimic cu privire la acest aspect. Probabil că se așteaptă să fie ca și alte lucruri luate pe nimic. Eu vă spun că atâta timp cât sunt parlamentar, ori mă ia și pe mine cu grafitul ăla de acolo, ori plătesc prețul corect. Am această posibilitate ca fiind parlamentar să folosesc o tribună de la care mai sunt auzit. Voi folosi toate aceste instrumente pentru a promova grafitul de acolo, pentru a se exploata grafitul de acolo și pentru a mă împotrivi ca și ăsta să fie pus pe lista celorlalte din județul Gorj care au fost luate pe nimic de către diverși neisprăviți care au crezut că fac afaceri pe spatele gorjenilor. Păi nu am fi aflat ce se
ce se intenționa pentru Baia de Fier, dacă nu apărea cazul dacă cu nu domnul apărea Arsene. Cazul domnului Arsene cu ce a scris presa din rechizitorul dumnealui, rămâneam doar cu întrebarea și cu suspiciunea cum Dumnezeu în prima zi s-a anulat asta, că asta e o chestie faptică. Este posibil ca după o perioadă să fie apărut o altă firmă care să fi făcut un alt mai proiect lucru, și nu le știu. Deci să găsească o cantitate mai mică de grafit acolo, cu, nu știu, o putere mai mică, eu să super foarte tare valoreze când mai spun puțin lucrurile și, cum astea. Spuneați, să eu fie super cumpărată... foarte tare, dar mă bucur pentru că toate lucrurile astea vor fi în avantaj oamenilor din zonă de acolo. Eu mă simt vinovat ca fiind din Nova și să mă facă plouă când știu că se întâmplă asta acolo. Ce șanse sunt ca acel studiu să fie reluat? Decizie politică a guvernului. În momentul de față, guvernul a interzis accesul la informațiile din Ministerul Energiei și din arhivele geologice cu datele acestea pe baza cărora se facă studiu, compania care a câștigat licitația. Deci este o decizie ministerială să nu se mai întâmple asta. Ca să se întâmple, trebuie din nou o decizie care să dea voie să se întâmple. Deci este pur și simplu o decizie politică. Eu, una mă râd de parlamentar, că eram și la începutul activității, am reușit să pun pe șine treaba asta. Ei sunt 6. Sunt 3 parlamentari PSD, 3 parlamentari PNL, au fost miniștri, sunt președinți prin comisii semnificative prin Parlament. Niciunul dintre dumnealor nu vrea să facă un pas să ducă mai departe. Bă, Miruță, nu-i grafitul tău, bă, nu-i nici al meu. Tu ai pornit un studiu, bravo ție, bă, băiatule, că l-ai pornit, mă duc și eu acum cu forța partidului meu și duc mai departe studiul tău și ajung să exploatez grafitul de acolo. Așa ar trebui normal să se întâmple între niște parlamentari dintr-un județ. Da? Eu sunt împotriva ideii acestor oameni despre politicile publice și comportamentul pe care cei de la PSD și PNL l-au față de județul Gorj, dar pot să înțeleg că ar trebui să existe un prag sub care, cât e vorba de interesele județului Gorj, să cuplăm toți. Păi tu ți-ai făcut dansul tău, noi eram în opoziție, tu ai fost acolo, ai dus până aici. Recunosc. Iau și eu ștafeta, nu mai ești tu la guvernare, am ajuns eu. Ia-mă de unde ai dus și o duc și eu mai departe. Și miza mea, cum o comunic, cât de bine ești din povestea asta, cât de mult mă aplaudă lumea, dar fac și eu ceva pentru ea. Ca să profite și electorat. Ok, e foarte bine să profite electorat, că e normal. Dacă faci o treabă bună, trebuie să-ți iei beneficiu electoral. Ai tronsonul tău pe care ai culoarul tău pe care poți să alegi, nu mai e Miruța acolo. Că Miruța nu mai are acces la ministrul în economie, acum că nu mai e colegul lui. Dar eu iau ce a făcut băiatul ăsta, bă, a pornit un studiu, a făcut o licitație, a dat un ordin de ministru. O iau și eu de acolo și o duc mai departe. De ce mă pun de a doua? De ce mă pun de a doua? PSD-ul cu PNL-ul în județul Gorj sunt copacul ăla care pică de-a doua călării din pădure pe care nu mai poți să treci. Ori trebuie să-l tai, ori trebuie să-l tragi de acolo. Și da, îl vom trage de acolo. Așteptăm să vedem ce se întâmplă la aceste alegeri care vor avea loc în luna iunie, la începutul chiar lunii iunie în prima parte, dacă trageți sau nu copacul PSD-PNL. Sau dacă voi trage de el sigur, dacă îl mut sau nu unde trebuie, vom vedea, dar eu voi trage de el cum am tras și în acești 3 ani. Da, și vedem și ce alte, cred că se numesc utilaje de împingere, sau de mai tăiere. Apar pe scena politică, pentru că, repet, deocamdată este un singur contracandidat al actualului primar de la Târgu Jiu, cel al dumneavoastră, cel pe care l-ați anunțat astăzi. Vedem în perioada următoare cine ce mai anunță și dacă acei candidați sunt unii cu șanse sau doar puși așa de formă acolo ca să aibă și partidele politice niște candidați. Vă mulțumesc mult pentru prezență, domnule Miruță. Vă mai așteptăm aici la TV Sud. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Ne revedem tot aici la aceeași oră. Numai bine!